Matei, capitolul 5, primele 10 versete. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Amin. Observați cum prima și ultima fericire are exact aceeași concluzie, aceeași promisiune. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și apoi ultima, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Suntem la cea de-a șasea fericire și în această dimineață vom împărtăși din Cuvântul lui Dumnezeu învățătura Scripturii din această foarte cunoscută predică a Mântuitorului, predica de pe munte. Vă încurajez să veniți de seară, n-am să predic, dar o să avem un musafir, o să avem un invitat special, un pastor american din Florida, care va aduce cuvântul Domnului, dar care de asemenea are o ungere specială ca să se roage pentru bolnavi, să se roage și să spună dacă are din partea Domnului ceva pentru ei sau pentru cei pentru care se roagă. Și credem că și de seară va fi un timp binecuvântat. Chiar dacă știți prieteni sau frați pe care vreți să-i invitați, puteți să o faceți. Cum bine știți, în ultimele săptămâni am încercat ca această învățătură să o aduc bisericii și să zidesc sufletele noastre așa cum numai Cuvântul lui Dumnezeu și numai Duhul lui Dumnezeu poate să ne zidească prin cuvânt și să avem, iată, această continuitate tematică din fericirile rostite de Domnul în predica de pe munte. Marcu, capitolul 1, versetul 14, spune că după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu și zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Oamenii veneau de peste tot, se adunau de pretutindeni, minuni, semne. Toți erau uimiți, niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. Și sigur că și ucenicii și farisei se întrebau cu privire la această împărăție a lui Dumnezeu. Și când se va așeza și când va veni și când se va instaura această împărăție lui Dumnezeu. Și Domnul îi surprinde cuvântul care îl spune în Luca 17, 20 și 21. Farisei au întrebat pe Iisus: când va veni împărăția lui Dumnezeu? Și ce răspuns le dă Domnul Iisus? Drept răspuns, el le-a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.
este înăuntrul vostru. Este o revoluție a inimii, așa cum s-a spus și la timpul de rugăciune și cum s-a accentuat foarte bine, și Ciprian a avut o călăuzire deosebită ca să aducă cuvântul acesta despre inima omului. Revoluția lui Dumnezeu este o revoluție care vrea să cucerească inimi. Dumnezeu n-are treabă cu proprietățile, n-are treabă cu gunoaiele lumii acesteia, cu instituțiile, dar este foarte, foarte pornit și foarte în căutare să cucerească inima oamenilor. Deci revoluția aceasta și lupta aceasta este pentru inima omului. Când Biblia spune inimă, de multe ori se referă la minte, se referă la sentimente, se referă la suflet. Deci, când găsiți în Scriptură cuvântul acesta, inima omului, să știți că este un termen foarte larg și foarte general și care atinge tot ce înseamnă rațiune, sentiment, voință, sufletul omului. Cine poate face afirmația că are o inimă curată? Când citim fericirile acestea și zicem, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor, știm că această afirmație se referă la ferice de cei care depind total de Dumnezeu, cei care nu se încred deloc în puterea lor și în înțelepciunea lor, depind total de Dumnezeu, zicem, câteodată, când nu mai am încotro, când mi se epuizează energiile și soluțiile, sunt aici la fericirea asta, depind total de Dumnezeu. După aceea ajungem la fericirea celor ce plâng și spuneam, ăsta sunt eu, cât plâng. Dar acolo este plânsul pocăinței, plânsul întoarcerii, plânsul care vine în momentul când Duhul Sfânt te convinge vinovat cu privire la păcat și te convinge să te întorci la Dumnezeu. Dar, ca români, ne identificăm foarte ușor cu cei ce plâng. Și la nunți plângem. Și în situații fericite și frumoase plângem. Dar când auzim fericirea aceasta, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu, zicem, it's not me. It's just not me. Înțeleptul Solomon, Proverbe 20:9, pune această întrebare și spune, cine poate, zice, mi-am curățit inima, sunt curat de păcatul meu? Este o întrebare retorică, sigur că răspunsul îl dăm noi toți, nimeni. Nimeni nu poate să spună. Mai târziu, când scrie Eclesiastul la bătrânețe, Eclesiastul 7:20, spune, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. David vine și el cu aceeași întrebare, Psalmul 20:3, cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locașul lui cel sfânt? Care-i răspunsul? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată. Cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Oare Domnul cere ceva ce noi nu putem să facem? Haideți să încercăm definirea termenilor și apoi ilustrarea principiului. Probabil nu va rămâne prea mult timp pentru partea a treia, dar cel puțin să ne angajăm în această foarte serioasă cursă, în acest foarte serios drum, în înțelegerea sfințeniei și a curăției inimii, așa cum o vede Dumnezeu. În limba greacă, inimă înseamnă cardia. Cardia. Și sensul acestui cuvânt este ceva care este înăuntru.
ceva ce vine dinăuntru. Ceva ascuns, ceva interior, înăuntru ființei umane. Cum am spus, în medicină și în anatomie e ușor de identificat inima. Te duci la medic, îți face electrocardiograma și îți spune cum lucrează inima. Îți ia tensiunea și îți spune cum stai cu inima. Biblia, când vorbește de inimă, în schimb, merge mult mai adânc. Mult mai adânc și spune, e vorba aici și de minte, e vorba aici și de sentimente, e vorba aici și de voință, e vorba aici de sufletul omului. Nu doar de inima aceasta, din punct de vedere anatomic sau din punct de vedere fiziologic. Isaia 20 cu 13 spune ceva în direcția aceasta și Dumnezeu vorbește: când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Ce riscant, ce pericol, cum spunea și poezia fecioarelor neînțelepte, celor cinci care credeau că afișându-te în public cu o candelă rezolvă toată situația. Omul, ca să-și acopere infirmitatea aceasta a inimii, a inventat o grămadă de religii, a inventat o grămadă de legi și s-a ascuns în spatele multor, multor ritualuri, spălări de curățire, curățirea mâinilor, curățirea trupului, curățirea vaselor, jertfele care le aducem. Mântuitorul vorbește fariseilor și cărturarilor, teologilor vremii și spune acele vaiuri, acel șirac de vaiuri din Matei 23, și am să citesc numai în parte, vai de voi, de la 23 la 26, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, nu citesc tot paragraful decât ultima parte, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățați partea de afară a paharului și a bridului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Se refer la inima omului, nu la farfurie, nu la un laboș, la un vas, ci se referă la inima omului. Laboșul n-are înăuntru răpire și necumpătare. Farisei orbi, ce dur este Domnul Iisus, ce tare vorbește, ce bine apasă. Curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a bridului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Adică zice, curățirea începe cu inima, începe dinăuntru, începe de la rădăcina problemei. Când spune inima curată, această cardia, această inimă, curăția pentru cuvântul curat în limba greacă este catarizo, catarizo, și are două sensuri, două direcții. Primul pune accentul pe caracterul întreg al inimii. A fi curat după limba Scripturii înseamnă a fi total și întreg aparținând lui Dumnezeu. Este foarte important ca să pricepem. Știți că în rugăciunea evreiască, inima rugăciunii evreiești este acolo pe perete. Ce vedeți dumneavoastră acolo pe perete este Deuteronom 6 cu 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ascultă Israel, Dumnezeu este Dumnezeul nostru, Dumnezeu este unul singur. The Lord is our God, the Lord is one. Și apoi vine și spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu
toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Știți că asta, așa începe evreul rugăciunea de dimineață, rugăciunea de seară. Așa începe la jertfa de dimineață, la jertfa de seară. Și părinții își învață copiii ca atunci când se culcă să repete această rugăciune. Pentru ei, pentru evrei, dacă toți stăm aici în sinagoga lor și în templul lor și l-am cumpărat de la ei, să nu trecem fără să știm ce scrie acolo. Acolo scrie Deuteronom 6:4. Shma Israel Adonai Eloheinu Echad. Dumnezeu este Dumnezeul nostru, Dumnezeu este unul singur. Și în sensul ăsta Dumnezeu zice și inima ta să fie una singură, totală, întreagă, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. S-a dus un fariseu la Domnul Iisus, spune Matei, spune Marcu în capitolul 12, 28 la 31, și l-a întrebat, care este cea mai mare din toate poruncile? Iisus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta, ascultă Israele. You know? Aia a spus. Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi, iar a doua este următoarea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și acum observați concluzia Mântuitorului. Fantastică această concluzie. Cum Domnul Iisus le pune pe amândouă împreună, verticala și orizontala, și spune, nu este altă poruncă mai mare decât acestea. În aparență e un dezacord de vorbire. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Acestea e pluralul, poruncă e singularul. Dar el le pune împreună și spune, nu se poate una fără alta. Nu poți să spui iubești pe Domnul și nu iubești pe aproapele. Nu poți să spui iubești pe aproapele, dar nu iubești pe Domnul. Astea merg împreună. Astea sunt inima închinării. Matei 6:22, tot aici în predica aceasta celebră de pe munte, în cartea aceasta, Magna Carte a Împărăției lui Dumnezeu, Domnul Iisus spune ceva mai târziu, zice, Matei 6:22, ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar e foarte frumoasă traducerea în limba engleză și o traducere veche a lui King James care spune, the light of the body is the eye. If therefore your eye be single. E foarte bine prins conceptul acesta în limba engleză. Therefore, your eye be single. Adică, ochiul tău să vadă întregul, să vadă unitatea, să vadă, să aibă o singură privire, să aibă o privire care prinde exact inima, exact miezul. Adică să aibă puterea să se focalizeze, să aibă puterea să stea în focus, să nu fie undivided, să fie undivided, să nu fie împărțită. Să n-aibă o inimă împărțită. Therefore your eye be single, your whole body shall be full of light. Iacob 4:8, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, your sinners, and purify your hearts, you are double-minded. Vedeți ce clar, ce bine articulează traducerea engleză, you are double-minded. În călătoria pelerinului, în Pilgrim Progress a lui John Bunyan, John Bunyan a fost un predicator englez, care a stat aproximativ 10 ani, 12 ani cu întreruperi în închisoare în perioada anilor 1660. Și acolo în închisoare a primit revelația acestei povestiri care este celebră și cunoscută în toată lumea. Și e călătoria creștinului de la
cetatea pierzării până la cetatea paradisului, până la cetatea lui Dumnezeu. Și acolo pe drum el întâlnește tot felul de caractere. Unul dintre caracterele pe care le întâlnește se numește Mr. Facing Both Ways. Mr. Facing Both Ways, adică omul care încearcă să se uite în amândouă direcțiile. Să uite și la lume, să uite și la Dumnezeu. Să fie și cu lumea, să fie și cu Dumnezeu. Să fie și cu mamona, să fie și cu Hristos. Să fie și cu paharul dracilor, să fie și cu paharul Domnului. You know exactly what I'm saying. Mr. Facing Both Ways, Mr. Double-Minded, omul cu o viață dublă, cu o inimă dublă, cu o minte dublă. Așa că catarizo înseamnă undivided, o inimă întreagă, o inimă care nu este împărțită. Al doilea sens al lui catarizo este puritatea. O inimă curată înseamnă o inimă curată, o inimă pură. Și aici vom vorbi despre trei manifestări ale Sfințeniei lui Dumnezeu și despre trei manifestări ale Harului lui Dumnezeu. Probabil reușim chiar să încheiem la timp. E o problemă când vorbim despre Sfințenia lui Dumnezeu, pentru că avem concepții diferite, avem gândiri diferite. Sunt cel puțin trei manifestări ale Sfințeniei lui Dumnezeu. Și e bine să știm lucrul ăsta și să-l învățăm bine. Una, că Sfințenia aceasta a lui Dumnezeu, există un fel de Sfințenie pe care o găsim numai la Dumnezeu. Și de care nu ne putem apropia și de care nu ne putem atinge. Dacă vreți, este persoana Lui, în esența Lui, cea mai adâncă. Natura Lui și sfințenia Lui în persoana Lui, de care nu te poți apropia, de care nu te poți atinge. De care nu poți să ai parte. Este altfel, altă dimensiune a acestei sfințenii. Isaia 6, 2 și 3. Serafimii stăteau deasupra lui și aveau șase aripi, cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și doar cu două zburau și aveau o slujbă a închinării și în slujba aceasta a închinării strigau unul la altul: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. El locuiește într-o sfințenie de care nu te poți apropia. În secolul XIV, în Grecia, Grigore Palamas a avut un mare debate cu teologii din vremea aceea, teologii din Apus, și a zis, chiar dacă nu ne putem atinge de Dumnezeu, dar avem parte de lucrările Harului sau de lucrările de manifestare a Duhului Sfânt, și el a numit asta energiile necreate a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ți se poate revela. Și ai parte de sfințenia Lui și ai parte de curățirea pe care ți-o face Duhul Sfânt, chiar dacă de această foarte, foarte profundă și adâncă esență a sfințeniei Lui Dumnezeu nu te poți apropia. Pentru că a doua dimensiune a sfințeniei este sfințenia pe care o vom avea numai când vom ajunge în cer. Deci este o sfințenie pe care o găsim numai la Dumnezeu, nu o găsim la oameni, e natura Lui, identitatea Lui profundă, este o sfințenie pe care o primim numai când ajungem acasă, la Dumnezeu, Ioan 1 Ioan 3 cu 2, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Este o dimensiune a sfințeniei în prezența lui Dumnezeu, acasă la Dumnezeu, pe care o vom experimenta numai acolo. Dar este și o sfințenie pe care o experimentăm aici, pe care o primim aici, sfințenia pe care ne-o dă Dumnezeu aici, acum și aici. In a gospel sense, în sensul Evangheliei, Filipeni 3 cu 9 până la 13,
spune Sfântul Pavel, și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui și să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Și acum, atenție ce spune aici. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit. Aici e vorba de acea sfințenie pe care o primești numai când ajungi acasă. Acel nivel al desăvârșirii, acel nivel al sfințirii. Dar observați ce frumos spune el. Alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Single-minded. A single eye. Știți, Duhul lui Dumnezeu este Cel care vine în viața noastră și Cel care face revelația sfințeniei, revelația neprihănirii, ne arată ce primim noi prin credință, ce se întâmplă cu noi în Hristos și toate acestea. Și tema aceasta a ridicat-o Petru la Consiliul de la Ierusalim. Erau să se rupă. Abia la 1050 a avut loc marea schismă, marea rupere între vest și est. Dar în anul 50, când a fost Ierusalim First, primul Consiliu la Ierusalim nu s-a rupt. Pentru că oamenii atunci erau mult mai pocăiți și mult mai veghetori. Dar argumentul pe care îl aduce Sfântul Petru, acolo, în Consiliu, este fantastic. Urmăriți Fapte 15:9. Se ridică acolo între frați și spune așa: fraților, eram în casa lui Corneliu, s-a dus înapoi la Ierusalim, a venit din Cezarea, s-au legat frații de el, chiar tu care ești evreu până la rădăcina ta și așa te știm, te-ai dus acolo între neamuri, ce ai căutat la ei, te-ai pângărit, te-ai spurcat. Noi nu avem treabă cu neamurile, Dumnezeu dacă are ceva are cu Israelul, chiar și prin Hristos, tot Israelul e pe primul loc. Și era foarte greu pentru mintea lor de evreu să priceapă că Dumnezeu în Hristos îi primește pe toți. Aproape imposibil să priceapă. Și atunci Petru se ridică în picioare și zice: fraților, eram acolo și în timp ce predicam am fost întrerupt. Cineva mi-a întrerupt predica. Și n-a fost altul decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. A venit peste ei, i-a botezat. Știți cum i-a botezat? Ca pe noi! Ca pe noi! Și iată ce spune el aici în Consiliu. În plin Consiliu, când se certau cele două partide, când erau discuții aprinse între cele două partide, partida iudaizatorilor și partida neamurilor, Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Le-a curățit inimile prin credință. Și acum o să vorbim despre trei manifestări ale acestui har de curățire a inimilor. Adică, ca și cum mai spune Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când vine, face unirea ta cu Hristos, tu ești în Hristos, Hristos este în tine și atunci, prin credință, încep să se reverse peste tine har după har. Și am să vorbesc despre trei manifestări ale acestui har. Ioan 1:16, și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Doar trei asemenea manifestări ale harului divin. Pentru că asta e bine de înțeles și e fundație pentru învățătură în ce privește curăția inimii. Tot timpul avem struggle-ul ăsta. Cum să ne curățim? Ne e curată inima? Nu ne e curată? Suntem destul de curați? Ne mai curățim? Cum să ne curățim? Ce să facem? Nu e așa că din când în când ai nevoie să te curățești? Te uiți la mașina ta și ce zici? Oh, Lord, really needs a car wash. Așa e? It needs a car wash. Te duci la store și găsești tot felul de haine, tot felul de produse care,
care le găsește acolo. O să vezi pe unele haine că scrie că n-ai nevoie să le calci, it's wrinkle free, no ironing, dar nu o să găsești niciodată un semn care zice it needs no wash, no cleaning. Ia haina asta că you will never have to wash it, you will never have to take it to the dry cleaning. No. We all need cleaning. Trei manifestări ale acestui har. Justificarea noastră prin credință, primul argument, prima afirmație foarte puternică. Și termenul acesta este un termen legal. Justificarea noastră sau îndreptățirea noastră sau socotirea noastră, neprihăniți, curați, curățiți, prin credință, prin jertfa lui Hristos, de data asta este un termen legal. Un termen juridic, dacă vreți. Romani 1:20-26. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, deoarece prin lege vine o cunoștință de plină a păcatului. Dar acum, spune Pavel, s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos. Pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și suntem socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus, pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit, deci rămâne curat, rămâne sfânt, rămâne drept și totuși să socotească neprihănit pe cel care crede în Iisus. Adică îl socotește curat. Îl socotește neprihănit, îl socotește sfânt. Ce treabă ai tu dacă el așa vrea să-l socotească? Se uită la jertfa lui Hristos, îl vede prin jertfa lui Hristos, privește la el prin jertfa lui Hristos și spune din punct de vedere juridic, din punct de vedere legal, e rezolvată problema. Rămân și drept și rămân și iertător. Și pot să te iert. Am baza legală, baza juridică să te pot ierta. Jertfa neprihănită a lui Hristos a rezolvat problema asta. A făcut îndreptățirea asta. A făcut posibilă socotirea asta. Romani 8:31-33. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Asta face datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Spune, din punct de vedere legal, din punct de vedere juridic, nu există acuzare asupra voastră. All the charges are dropped. Te ia, îți pune cătușele, te bagă în închisoare și dimineața vine și te deschide și zice free of charge, no charges. Legally speaking, there is nothing against you. Why? Pentru că Hristos a murit în locul tău. Și pe baza jertfei Lui ești socotit neprihănit. Este neprihănirea, este justificarea noastră, socotirea noastră ca sfinți, ca neprihăniți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și asta este un termen absolut legal. Avem intrare la Tatăl prin harul lui Hristos, dar avem intrare la Tatăl prin dreptatea lui Hristos, prin dreptatea câștigată de Hristos în jertfa Lui. Hristos a plătit cu jertfa aceasta de ispășire. S-a făcut plata, there are no charges, free of charge. Și este un text foarte frumos în Mica, care o să vă pună serios pe gânduri. Mica 7, 18, 19. Care Dumnezeu este ca tine?
care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale. El nu ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele lor. Le aruncă în marea uitării și pune semnul acolo și spune: pescuitul interzis. Pescuitul interzis is gone. It's just gone. Has nothing to do with you. And it's all to do with Christ. And because of him, and just because of him, and only because of him, you are free of charge. But prin credință trebuie să intri în starea aceasta. Pentru că asta e numai o dimensiune a manifestării Harului. Vine a doua dimensiune. Și anume vine acum iertarea noastră prin credință. Justificarea noastră prin credință, iertarea noastră prin credință. Și de data asta termenul nu mai este juridic, de data asta termenul este relațional. Zice Hristos, nu numai că am vrut să-i pun legal, din punct de vedere legal, să-i pun în ordine, să fie ok. Am vrut să-i pun în legătură cu tata. Am vrut să pun mâinile lor împreună, am vrut să-i împac. Am vrut să-i reconciliez. Jertfa mea nu numai rezolvă juridic și legal problema, jertfa mea rezolvă și împăcarea și reconcilierea cu Dumnezeu. I-am împăcat pe ăștia doi. L-am împăcat pe Adam, care se ascundea ca un nemernic și își făcea bietul de el niște haine din frunze. L-am împăcat cu tata, l-am dus înapoi în prezența tatălui și am făcut reconcilierea. L-am împăcat pe evreu cu grecul, i-am împăcat pe toți în Hristos și am făcut împăcarea asta. E un termen relațional. E altceva, e altă dimensiune a iertării. E iertarea noastră prin credință și împăcarea noastră. Este un relational term. Efeseni 2, 12 la 18. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume, dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și care a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor, a rânduielor ei, ca să facă pe cei doi să fie în El, în Hristos, în Dumnezeu, să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce erați aproape, evreilor, și pace celor ce erau aproape, neamurilor, grecilor, scicilor, românilor, țiganilor, căci prin ei și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. I-am împăcat. Nu numai juridic, legal, i-am împăcat și i-am pus împreună. Pot să stea împreună. Nu se mănâncă, nu-și dau în cap, nu se jignesc, nu se urăsc, nu-și fac rău. Pentru că în Hristos s-a produs împăcarea, s-a produs iertarea, s-a produs reconcilierea, s-a produs împăcarea. 2 Corinteni 5, 18-21. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El, ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Adică Hristos a rezolvat problema. Nu trebuie decât să intri în această stare de har. Nu trebuie decât prin credință să iei în primire ce a câștigat El. Și să intri în această împăcare, în această reconciliere. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Coloseni 1, 19-22. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui Dumnezeu, înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină.
termenul legal justificarea, termenul relațional împăcarea. Împăcarea. Justificarea a rezolvat juridic, împăcarea a rezolvat relațional. Acum arădenii cu clujenii sunt ok. Acum moldovenii cu bucureștenii sunt ok. Acum țiganii cu rușii sunt ok. Acum arabii cu americanii sunt ok. Într-o singură persoană care se numește Iisus Hristos. Și mai ales că sunt ok cu Tata, cu Dumnezeu. Și când i-a împăcat cu Tata, a zis, aici în inima Tatălui e și arab, aici e și evreu, aici e și rusul, aici e și românul, aici e și the gypsy person, the romi, națiunea romilor. Dar de fapt Pavel spune așa frumos, zice, acum dacă suntem în Hristos, nu mai este nici evreu, nu mai este nici grec, nu mai este nici cid, nici, nu mai este nici barbar, nu mai este nici parte bărbătească, nici femeiască. Acum totul este nou în Hristos. I-a împăcat Dumnezeu. Ce fantastic este lucrul ăsta. David a zis, aduceți-l pe Mefiboset, am să-l pun la masă, să stea la masă cu mine. De acolo din lodebarul păcatului nostru ne-a adus și ne-a pus la masa împăratului. Dar nu numai că ne-a acoperit infirmitatea, ne-a vindecat-o, nu mai suntem ologi. Deci este socotirea ca neprihănit prin jertfa lui și împăcarea cu Tatăl și unii cu alții în jertfa lui. Și acum este a treia dimensiune. Curățirea inimii noastre prin credință este un termen personal. Este un termen personal, pentru că avem nevoie să fim curățiți, zilnic, permanent. 1 Corinteni 6, 9, la 11. Nu știți că cei neprihăniți nu vor cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici cei bețivi, nici defăimătorii, nici hrăpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați și voi, unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost curățiți. Evrei 1:1-3. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El care este oglindirea slavei și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor, așezut la dreapta măririi în locurile preînalte. Și mergem mai departe, nu mai avem timp să citim, Evrei 10, de la 13 la 22, zice, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curate de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. 1 Ioan 1:7, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Este un verset în care sunt toate cele trei concepte, și socotirea, îndreptățirea, și împăcarea, și curățirea personală, curățirea zilnică, curățirea aceasta permanentă. 1 Ioan 1:9. Este acea imagine din Eclesiastul 4:12, funia împletită în trei nu se rupe ușor. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept. Îndreptățirea. El rămâne drept, rămâne sfânt, rămâne din punct de vedere juridic și legal, ok, este drept. Este drept pentru că jertfa lui Hristos a făcut să fie drept. Apoi ne iartă pentru că sângele Lui ne-a împăcat cu Tatăl, ne-a reconciliat cu Tatăl și să ne curețe de orice nelegiuire. Este a treia dimensiune a curățirii ca termen personal.
termen personal. E frumos textul acela din Apocalipsa, termin în două minute, Apocalipsa 7, 13, 14, unul din bătrânii mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și Ioan zice: și de unde vin? Sau de unde au venit? Ioan zice: Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi? Și el mi-a spus: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Știți când i-a scăpat Dumnezeu pe evrei de idolatrie? Ei tare idolatri au fost. Idolatrii în Egipt, idolatrii în deșert, idolatrii când au luat Canaanul, dar a fost un leac pentru idolatria lor. Știți când? Când i-a dus în Babilon. În aia 70 de ani de robie în Babilon, a eradicat Dumnezeu idolatria. Și după ce au venit din robia Babilonului, n-au mai avut nicio atingere cu idolii. Cum a reușit Dumnezeu să îi scape de idolatria asta? Și răspunsul și secretul găsim la acel profet care era acolo printre ei, printre robi, Ezechiel 36, 26, 27. Ne ridicăm cu toți în picioare. Vă citesc acest verset și apoi intrăm la rugăciune. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Justificarea aceasta prin credință s-a întâmplat o singură dată. Împăcarea și reconcilierea noastră cu Dumnezeu s-a întâmplat o singură dată. Dar curățirea noastră, spălarea noastră, trebuie să se întâmple permanent și zilnic. Voi sunteți curați, dar nu sunteți curați de tot. Cine s-a spălat n-are trebuință decât să-și spele picioarele, dar are nevoie să-și spele picioarele. Nu doar mașina, nu doar casa să-și o curețe, ci inima, inima să-și o păstreze curată. Cum ar fi să răspundem cuvântul lui Dumnezeu care spune în Proverbe 23 cu 26, fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Deci justificarea s-a făcut prin jertfa Lui, împăcarea s-a făcut prin jertfa Lui, curățirea se face prin jertfa Lui. Care-i problema cu noi? Care-i problema cu noi? Că nu intrăm în această stare de har. Sunt unii care spun, eu nu cred că Dumnezeu mă poate ierta, sau dacă mă iartă, nu mă pot ierta eu. Sau alții vin și spun, eu cred că mă iartă, dar nu cred că mă poate schimba. Înseamnă că încă nu L-ai cunoscut pe acel Hristos pe care îl prezintă Biblia, care spune, în jertfa Lui ați fost îndreptățiți, socotiți, neprihăniți. În jertfa Lui ați fost reconciliați, împăcați cu Tata. Și în jertfa Lui aveți spălarea, curățirea, iertarea de orice păcat. Haideți să punem inima noastră pe altar. Să o dăm toată lui Dumnezeu, să fie undivided, să fie toată lui Dumnezeu și să spunem, zidește în mine o inimă curată, un duh nou și statornic, Dumnezeule, intrăm în rugăciune.